Bunicii care au grijă de nepoți ar putea primi bani de la stat chiar dacă acum îndeplinesc gratuit rolul de babysitter. Suma propusă printr-un proiect de lege este 1.500 de lei. S-a discutat în Comisia Europeană pentru Muncă, una dintre comisiile din Camera Deputaților, despre această inițiativă de acordare a sumelor de bani pentru bunicii care au grijă de nepoți. Pentru moment, liderii comisiei au decis să amâne luarea deciziei cu 2 săptămâni. Într-un fel ar fi un lucru bun, că bunicii și așa n-au ce face, într-un fel ei în mod firesc au grijă de nepoții lor. Pentru ei este o delectare, e ceva firesc. În general copiii iubesc cel mai mult bunicii. Copiii mici iubesc foarte mult bunicii, că ei sunt atașați de ei, bunicii le fac toate voile, poftele. Ar fi o chestiune foarte benefică. Ar fi rău. Dacă s-ar putea, na. Considerați că ar fi un lucru bun? Da, de ce nu? Proiectul legislativ pare să aibă susținere din mai multe partide, fie că vorbim despre UDMR, PNL sau PSD. Cu toții își doresc trecerea acestui proiect, tocmai pentru că în momentul de față România se confruntă cu o scădere a natalității, pentru că părinții nu mai au cu cine să-și lase copiii acasă. Pe de altă parte, vorbim și despre bunicii care, deși nu au ieșit la pensie, au renunțat la salariu tocmai pentru a avea grijă de nepoți. Acest proiect ar urma să vină în susținerea familiilor, a părinților care vor să se întoarcă mai repede la locul de muncă, dar și a bunicilor, care vor putea în acest fel să primească o sumă de bani. Mi se pare un lucru bun. La modul general, cred că măsura aceasta, dacă se va realiza alături de alte măsuri, va descuraja munca, activitatea concretă. Cel mai probabil în următoarele zile se va discuta din nou în Camera Deputaților despre acest proiect, care trebuie să primească un vot pozitiv și din partea deputaților, pentru că în Senat a trecut tacit, ceea ce înseamnă că acolo a fost aprobat, relatează Digi24.ro.